Mai mulți bărbați ucraineni au încercat să ajungă în România traversând munții Maramureșului. Unul a fost găsit mort într-o râpă. Operațiunea amplă de căutare a cetățenilor ucraineni care s-au rătăcit în zona montană la granița dintre România și Ucraina a continuat. Grănicerii din Ucraina au anunțat că au găsit un bărbat cu picioarele degerate și care nu se putea deplasa. În jurul orei 2.48, operatorul 112 ne-a informat despre faptul că o persoană rătăcită a fost găsită de către doi salvatori din Ucraina pe teritoriul Ucrainei și n-a făcut legătura telefonic cu aceștia pentru a ne transmite situația de la fața locului. Persoana în cauză avea picioarele degerate și nu putea fi transportată pe jos, în condițiile acelea au transmis autoritățile din județul Maramureș. Salvatorii din Ucraina au rămas cu persoana găsită până dimineață pentru a-i asigura supraviețuirea. Tatăl persoanei în cauză a fost observat decedat într-o râpă, iar despre ceilalți doi membri ai grupului nu se cunosc detalii. Totodată, una dintre cele două persoane salvatoare ne-a transmis coordonatele pentru a putea fi localizați. Echipele de salvare din cadrul sectorului poliției de front. Poienile de sub munte și echipele de sprijin de la celelalte structuri și salvamont s-au întors la bază în jurul orei 3.20. Nereușind identificarea locului unde se găsește persoana în cauză, au mai transmis reprezentanții Prefecturii Maramureș.